Hei, salutare jupâneilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 19, astăzi alături de fratele Basic. Pe respect se știe, salutare jupâneilor. Și o să facem un search and discard, mai ales că e perioada de Crăciun, am zis să luăm niște cartonașe de Footmess, o să apară și la el pe canal, link-ul o să-l aveți în descriere. Iar pe lângă acest cartonaj de Footmess s-a mai băgat doi special, iar în rest echipa este full bronz. Exact. Fraților, în primul rând, sărbători fericite, dacă toți suntem în prag de sărbătoare, în prag de Crăciun, și mulțumesc de Soldaceo că mi-a dat oportunitatea asta să ne distrăm puțin, așa, pe respect se știe. Bineînțeles. Nu uitați înainte să începem să rupeți butonul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. O să las pe el să înceapă, fiindcă este invitatul meu. Oh. Și da? Să sperăm că nu-mi prinde jucătorul. Da, bun, hai să-l facem pe capitan, să-l facem din prima zic, să începem așa cu 5-2-1-2, da? 5-2-1-2, ok, bun. Începem cu Chemo. Exact. Deci CIM-ul singurul. Da. Deci am dat pe lângă, nu? Da, a fost un românaș, Dragomir. Să fie sănătos. Stai să că au ăștia probleme cu serverul. Nu mă lasă să-l vând. Da, au probleme mari, din păcate. Păcat de jocul ăsta. Ar putea să facă mult mai multe, dar nu-și dau interesul. Bun, gata, l-am vândut. Acum e rândul meu. Ok. Unde-ai pus tu, mă, jucătorul? Hai să zicem. Ia să vedem unde am pus. Ia să deși vedem. Nu cred că l-ai pus acolo, goalkeeper-ul. Ah, băi. Bă, dar n-ai cum, frate. Pe bune? Nu e. Pe bune, goalkeeper. Da, nu. Nu e, frate, nu e. E Sandberg, un bronz amărât. Dăm un discard. Care e și untradeable, deci mi-am scos. M-am scos, să zic așa. Un quick sell rapid. Bă, hai că am început bine. Okay. Bine, frățioare, ce să zic? Hai să mergem pe central back-ul central. Fundașul central. Deci fundașul central, central. Exact. Central, central. E sigur? Sigur, 100%. Ok. E un chinez. N-ai prins-o. Bă, ești nebun. Mamă. Bă, ești nebun. Numai pe lângă le dau. Hai să vedem. Deci ți-am luat portarul. Acum... Portarul mi l-ai luat. Zicem left winger back-ul. Fundașul stânga, ofensiv. Fundașul meu, zici? Da, da. Ăsta meu, nu? Deci sigur nu te răzgândești, nu? 100%. 100% nu e, e un bronz. Mamă, e Karimani. Ah. Deci hai că e bine. Cu XL am luat și 16 coins, deci o e bine. E o avere, într-adevăr. Bă, hai să o luăm altfel. Nu cred. Dar hai totuși să încercăm. Ia să încercăm striker stânga. Striker stânga. Stânga, frățioare. Eu zic să muți dreapta mai bine. Nu, eu zic să rămânem pe stânga. Bine, n-ai vrut dreapta, mergem pe stânga și e un elvețian, 17 coin și am luat pe el. Fai, bă, frate, se poate să dau așa chiar pe lângă? Wow, deja la al treilea și-am dat pe lângă, bă, nu e bine. Ha. Nu e bine, nu e bine deloc, nu e nimic. Hai să vedem. Mergem pe center midfielder-ul din partea stângă. Ah, nu se poate. Stânga sigur, da? Stânga, da. Hussein îl cheamă pe băiețaș. Interesant că e din Suedia. E un bronz. Ia să vedem cât îl luăm. 17 coins. Se știe pe respect. Băi, nu. Bă, n-are cum. Suntem la al patrulea, frate. Eu știu că-s bun, că e Crăciun, dar totuși trebuie să te nimeresc o dată. Hai, prinde-mi. Bun, frățioare. Știi ce? Hai să mergem pe keeper. Goalkeeper? El e. Unul e la număr. Unu, da. Unu e și, din păcate sau din fericire pentru mine, nu e. Wow, cum mi-ai pus, frate? Wow, nu vine să cred, mă, bine, bun. Mă, ia să mă gândesc. Deci okay. Eu ți-am luat fundașul stânga, exact. Center midfielder-ul din stânga. Exact. Și striker-ul din dreapta? Nu, keeper-ul mi-ai luat, portarul. Ah, ok. Portarul. Hai să mergem, dacă am mers pe center midfielder din stânga, mergem și pe cel din dreapta. N-ai cum, mă. Hai, zi-mi că am prins-o.
L-ai prins pe Alegüe, care e un camerunez, care face el 0 coins că e untradeable. Și e bronz, deci liniștit, n-ai prins niciun special card. Ok, frate. Acum să vedem ce am dat eu. Am dat Camu, CM-ul, da? Am dat strikerul din stânga, corect? Da, da. Și ce am mai dat? Ai mai dat center back-ul central și goalkeeper-ul. Ok, center back-ul central. Deci a rămas ambii CM au rămas, nu? Cum? Da, ambii center back. Ambii mijlocași. Da. Da. Ok, merg pe mijlocașul pe care l-ai ales și tu și anume ăla din dreapta. Din dreapta? Din dreapta să fie, tată. Deci, mijlocașul din dreapta. Ok. Nu e. Bă, n-ai cum, frate. Băi. Cu 5 pe lângă, bă, ești da, mă, nebun. Și la, eu 4, nu? Ia lăsa, mă. 4. Acum 4. Mergem la 5, ne. Ok. Hai să zicem center back-ul din... Ok. Care? Asta e important. Care? Hai, atenție. Sunt 3, da. Sunt 3? Ia să vedem cum o dai. Mamă, nu cred că... Nu, merg tot pe stânga. Center back-ul din stânga. Hai să-mi bag picioarele. Deci center back-ul din stânga, ai spus, nu? Da. Da, frățioare mele, nimerit pe Martins. UEFA Champions League 83. Ok. Deci, da. 1-0. Discard. 1-0, frate. Quick sell, să zic așa. Bine, mă, bine. Acum naiba știi ce am mai dat. Hai că poți să-ți zic dacă vrei. Nu. Am luat un striker, practic. Da. Nu? Vreau al doilea striker. Să ne luăm de grijă. Al doilea striker. Exact. Îți dau, e ultima șansă pe care ți-o dau să schimb. Nu schimbăm nimic, frățioare. Al doilea striker. Deci nu ne sucim, mă. Nu, absolut. L-ai prins pe Tete, Quixel. Inform. Tete 82 inform, corect? Bine, frățioare. Mamă, cum a egalat frățioare. Rapid. La kick-off glitch te-ai dus. Așa trebuie. Bine, sunt și puțin în joc. Aia să vedem, frățioare. Bun, zim ce mai ai. Deci mai am așa, ambi strikeri, da. Am CM-ul, am doi fundași centrali, ăla central, unul dreapta și un right back. Mă rog, bun, hai să merg, dacă mi-ai luat striker din partea dreaptă, le-au și eu. Nu se poate, foarte. Deci, bă, deci psihologie, deci stânga ai zis, nu? Striker nu, stânga, nu? Nu, dreapta. Dreapta? Da, da. Bine, bă, Ternier, e un scoțian, bronz. Mamă. 16 coins. Incredibil. 16 coins. Bun, acum, stai să vedem dacă țin bine minte, deci ambii striker, CM-ul i-am luat, am luat mijlocașul dreapta. Și am luat keeper-ul, nu? Pe linia de fund nu am dat nimic? În linia de fund? Ai dat center back-ul central, atât, de pe linia de fund. Center back-ul central. Atunci dăm în... Și mijlocaș și am luat numai unul din dreapta, corect? Da, ăla din dreapta l-ai luat. Ok, dăm în center back-ul din stânga. Ha, din stânga, mamă, cum mi-ai dat-o. Din stânga, da. Puuu! Un bronz. Un bronz. Hai, treptate, e un bronz. E un bronz, mamă. Da. Nu e nimic, pe respect, se știe. Hai. Mai avem câte? Tu mai ai 5, câte tu? 5. Da, câte 5? 5. Tu mai ai 4? Da. Wow. Dăm right winger back-ul. N-ai cum, right wing back? Da. Xi Xiaodong, un chinez... Pe care iau 16 coins, un bronz. Fenomenal. Ce bine, frumos, ce... Așa, dacă tot e sărbătoare, bine. Acum nu mă țin minte absolut nimic. Hai că zic, am right winger back, left winger back, center midfielder din partea stângă și center back-ul din dreapta. Center back-ul din dreapta. Ah, mai bine nu ți-l ziceam pe ultimul. Ba da, pe ăsta ultimul, care okay. E bronz. Nu, e un scrim card. Asta e, suntem 2-1. Am dat cu XL, ia uite. 2-1. Asta e, pe respect. Pe 2-1 respect. De la 1-0. Dar încă meciul nu-i pierdut. Nu-i pierdut, suntem la Zim. 2-1 și mai avem 4 carduri. Zim avem din așa, striker stânga, da. CM-ul, da, mă rog, mijlocașul ofensiv, și 2 fundași centrali, unul central și unul dreapta. Deci ai și CM-ul, nu? Asia, da, am și CIA, am și striker și doi fundași.
Ceva îmi zice că pe Sia e mai un special card. Bă, dar de ce? Mai citit după voce, așa? Recunoaște, când a râs, nu? Nu, mai citit, mai citit. Da, frățioare, e din Donde, e un nigerian sau de unde e el? Côte d'Ivoire. Mă rog, e un bronz de 16 coins. Fen, aici s-a terminat meciul, gata, cred că mă bați. Nu se știe, nu se știe, nu se știe. Avem nu așa, se știe. Left winger back, CM și right winger back. Left winger back, CM, right winger back. Nu cred că ai mers pe left sau right winger back, nu cred. Așa că o să merg pe CM, singurul care a rămas în joc. Deci, nu vrei nici left winger, nici right winger. Nu. Vreau CM-ul. Sută la sută? 100%. Da, mai bătut, e Dumbia. Footless. Bine, am început bine. Deci am luat 3 cartonașe și am rămas cu Dumbia și am rămas și cu Gonzales, care era el tradable. Bine, 1-0, frățioare. Gata, îi dau cu XL și asta a fost. 0 coins. Mamă! 0 coins. Pe respect, se știe. Hai că am început bine. Asta e primul episod, practic, prima parte. Și basic. Pe respect, se știe. Și trebuie să-i dau revanșa lui Surdaciu, așa că o să venim și cu partea a doua, nu e așa? Neapărat. O să aveți link-ul în descriere. Ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să treceți și pe la Basic, care are un canal foarte tare, content zilnic de FIFA. Noi ne vedem data viitoare și pe canalul lui, unde trebuie neapărat să-mi iau revanșa jupânilor. Pace! Neapărat! Pace! Respect!